Astra a ratat în ultima etapă clasarea pe podiumul Ligii 1, însă acest lucru a mai fost îndulcit paradoxal de rivalii de la Petrolul. Ploieștenii au câștigat sâmbătă, după 18 ani, Cupa României, impunându-se în finala de pe Arena Națională împotriva celor de la CFR Cluj. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 8 de Jeremy Bochila, acesta trimițând practic Astra în premieră în cupele europene. Dacă Petrolul n-ar fi câștigat cupa, Ioan Niculae, patronul Astrei, a declarat că era hotărât să retragă formația din campionat. Pentru a pătrunde în grupele Ligii Europa, Astra Giurgiu va trebui să treacă de 4 tururi preliminare, deoarece este la primul sezon în cupele europene și a prins ultimul bilet pentru această competiție. Astra va fi cap de serie doar în primul tur preliminar. Formația antrenată de Daniel Isaila își va afla adversara pe 24 iunie, atunci când la Nyon va avea loc tragerea la sorți. Primul tur preliminar va avea loc pe 4 și 11 iulie, turul 2 pe 18 și 25 iulie, turul 3 pe 1 și 8 august, iar pe 22 și 29 august este programat play-off-ul pentru pătrunderea în grupe. Alături de Astra Giurgiu, în Liga Europa s-au mai calificat Pandurii Târgu Jiu și Petrolul Ploiești, ambele fiind calificate direct în turul 2 preliminar. Dacă lucrările la stadionul Marina Anastasovici vor fi încheiate în timp util, Astra ar putea disputa la Giurgiu jocurile de pe teren propriu din tururile preliminare.